Bună ziua! Nu vă speriați, pur și simplu vă salut! Liviu Dragnea salută în felul său. Prima dată am crezut că e un obicei din Telorman. Imediat am dat să-l deprind. Cu aceea am văzut că repetă această formă de comunicare, care mie îmi place foarte mult. Acum văd că a luat-o și mi-a râdeau cu chestiunea asta. După cum vedeți, merge un pic mai greu. Cred pur și simplu că exersează pentru a fi ministrul apărării sau ministrul de interne, cel puțin. Da, sunt cum prietenul dragă moldovan a avut bunătatea să amintească, sunt cetățean de onoare al Bistriței. Nu sunt colecționar de asemenea titluri. Nu mai sunt cetățean de onoare nicăieri, nicio altă localitate. Bistrița e singură. Mândru de lucrul acesta face o legătură de suflet între mine și această comunitate. Am primit acest titlu, nu mai știu, 1999, secolul trecut, mileniul trecut. Eram ministru al tineretului și sportului și la îndemnul prietenilor, colegilor mei liberali de atunci, tot aceiași erau Năluțin Team, Dorin Popescu, Dan Băbuțan, am făcut ceva pentru baza materială, infrastructura sportului bistrițean. Am făcut mult mai mult în acea calitate sau în alte calități pentru alte locuri din țară. Cei de la Bistrița însă, administrația de atunci, mi-au dat acest semn de prețuire pe care, la rândul meu, îl prețuiesc și îl port în suflet. În calitate de cetățean de onoare, am bucurie astăzi să văd că există toate motivele să fiu sigur, cum puteți fi siguri și dumneavoastră, că veți fi excelent reprezentați în Parlament. Aveți candidați de mare calitate. Am parcurs multe locuri din țară, avem peste tot candidați buni, candidați care cei mai mulți dintre ei vor câștiga. Mă impresionează în mod deosebit faptul că dumneavoastră, la Bistrița, propuneți și niște oameni noi, cu un ton nou, cu o forță nouă, cu un suflu nou, și să dea Dumnezeu și munca dumneavoastră să-i vedem pe toți în Parlament. Domnul candidat, să-i spun, colegul nostru, domnul Dolca, a adresat nouă cu o formulă, cu un titlu care ne onorează foarte, foarte mult. Și anume a zis, domnilor, fondatori ai Uniunii. Suntem, într-adevăr, aici, la Bistrița, printre dumneavoastră și Victor Ponta și Liviu Dragnea și Daniel Constantin și Radu Stroie și cu voia dumneavoastră, uite, pe listă și eu, care, într-adevăr, am pornit la București, am fondat această Uniune. Și cred că, din punct de vedere politic, nu am făcut, deocamdată cel puțin, niciun alt lucru mai important pentru politica românească. Vă mulțumesc pentru titlul ăsta. Este un lucru care a devenit clar pentru toată lumea. Chiar și pentru Traian Băsescu și partidul său și propaganda sa, și anume că Uniunea Social-Liberală, în ciuda tuturor atacurilor
tuturor formelor de descurajare, tuturor diversiunilor, Uniunea Social-Liberală s-a născut, a crescut mare și e sănătoasă. Este, am spus-o de multe ori și o repet, cea mai importantă construcție politică din istoria României, din istoria cel puțin recentă a României, este o mașină politică, așa cum în România nu a mai existat. Când spun acest lucru, nu mă refer doar la forța ei, la numărul militanților pe care îi reunește, la numărul de membri pe care partidele componente îi au, la numărul de voturi pe care a dovedit deja că le poate mobiliza și pe care, fără îndoială, va dovedi că le poate obține peste 3 săptămâni. Marea reușită a Uniunii Social-Liberale și ceea ce îi dă forța deosebită acestei construcții este că ea a dovedit, până acum cel puțin, că pentru prima oară în România se poate construi în mediul politic consens, că se poate construi compromis politic în sens bun, că pentru prima oară în viața politică românească, partide care s-au bătut 20 de ani pot sta împreună și pot construi pentru România. S-a dovedit, până acum cel puțin, că în această construcție liderii politici aliați nu se pândesc unul pe altul, că nu au gânduri ascunse, că nu joacă la 7 capete, că se ajută și se sprijină de fiecare dată când au nevoie. Cred că Victor Ponta și cu mine am dovedit României că putem face asta și o facem de câte ori este nevoie. Ei sunt adversarii noștri, propaganda lor, sunt deja ridicoli în ochii românilor atunci când profețesc de fiecare dată mâine ruperea Uniunii Social-Liberală. Un scandal între PSD și PNL. Un scandal între mine și Victor Ponta. Ceva între Victor Ponta și Liviu Dragnea. Toate aceste lucruri sunt caragioase pentru că românii au văzut că suntem capabili. De atunci de când ne-am asociat, suntem capabili să ne ținem de cuvânt. Să ne ținem de cuvânt între noi și mai ales să ne ținem de cuvânt cu toată puterea față de cetățenii României care au încredere în noi. Această construcție politică poate să facă mult mai mult decât să câștige niște alegeri. Slavă Domnului, a fost foarte important să câștigăm bătălia localelor. Și vă felicit și vă mulțumesc pentru faptul că aici, la Bistrița Năsăud, ați câștigat cu primarii victorioși și cu Radu Moldovan, ați câștigat una din cele mai grele bătălii din România la alegerile locale din 2012. Fără îndoială, și la nivel național, și în județul Bistrița Năsăud, Uniunea Social-Liberală, cu acești candidați, va câștiga voturile oamenilor pentru Parlament. Sunt sigur de asta. Vom avea cea mai semnificativă majoritate pe care vreodată o forță politică a avut-o în Parlamentul României. Va fi mai mare decât a avut FSN-ul 90, o să vedeți. Această majoritate va reuni valori, idei, doctrine, oameni și de la stânga și de la dreapta. Și de la PSD, și de la PNL, și de la conservatori, și de la ecologiști, și din
dintre marii specialiști ai acestei țări care nu au apartenență politică. Primul ministru, cred că nu trebuie să mai spun cine va fi prim-ministru, că știm toți, știe și că să spun. Va avea în spatele său cea mai mare putere politică, democratică, legitimă, adică cea mai mare susținere parlamentară de după 1990 încoace. Și marea noastră miză a tuturor este ce vom reuși să facem pentru România cu această putere. Aceasta e bătălia adevărată, aceasta e bătălia cea grea la care și primului ministru, și miniștrilor săi, și parlamentarilor noștri, și dumneavoastră celor care le susțineți, vă urez din adâncul inimii succes! Eu am și eu o problemă, pentru că împreună cu acești oameni construind Uniunea Social-Liberală, ducând această bătălie care, repet, este foarte grea, fiind un om cu suflet bun, mi s-a întâmplat în timpul acesta, în zilele acestea, în lunile acestea, în luptele acestea, am ajuns de... M-am împrietenit cu niște pesediști. M-am împrietenit cu Victor Ponta, m-am împrietenit cu Liviu Dragnea, m-am împrietenit cu Radu Moldovan și cu atâți alții. Ca un om foarte afectiv, mă gândesc cu îngrijorare la momentul firesc la care, terminându-ne treaba împreună pentru România, reușind în acest proiect, 2016, nu știu când, va veni momentul să ne vedem fiecare de treaba noastră, PNL, PSD, și să reîncepem o luptă, o competiție politică absolut normală. Cum o să mă cert eu cu prietenul meu Victor Ponta? Cum să mă cert eu cu Liviu Dragnea, cu care acum împărțim colegiul la Telenor? Cum o să mă cert cu minunatul Radu Moldovan, cel mai bun prieten al lui Nelu Țintean? Nu cred că o să mai pot și cred că am o singură soluție ca să nu fiu în situația asta, și anume să devin la un moment dat președintele României, care nu se bagă în lucrurile de pe partid. Vă doresc dumneavoastră, doamnă și domnilor candidați, dumneavoastră, domnilor primari, prietenilor noștri, militanți, luptători în această campanie, vă doresc succes. Și încă o dată, vă doresc și îmi doresc să nu uităm niciodată că după ce vom avea majoritate parlamentară cea mai puternică, vom avea prim-ministru cel mai puternic, vom avea președinte cu toate aceste poziții, cu toate aceste demnități, cu toate aceste voturi, cu toată această uriașă speranță, trebuie să facem o Românie puternică. Doamne ajută! Stimați colegi,